stăpânii. Aici e problema. Noi ne alegem conducătorii, nu stăpânii. Dar ei se consideră stăpânii noștri. Ei au impresia că plantația asta numită România e averea lor și că noi suntem aici, știu, niște sclavi pe plantație care avem obligații. Noi nu avem niciun fel de drepturi decât obligații. Dar ei vin și ne mângâie frumos pe creștet odată la 4 ani, ne momesc cu tot felul de vrăjel, de basme, vin că ne fac, că ne dreg, până i-aș tampilat. După ce i-aș tampilat, nu-i mai vedem 4 ani. Și după 4 ani din nou vine așa galeș. Acum să vedem noua structura Parlamentului, pentru că acum avem un exercițiu democratic fantastic și rog pe toți cetățenii să se prezinte la vot. De data asta se alege uninominal, adică să votează pe lângă partidul cu pricina o persoană. Știm exact, domnule, la mine pe strada mea, deputat l-am votat pe Prigoană și senator pe Rădulescu. Deci am 2 reprezentanți în Parlamentul României și eu trebuie să știu ce să le cer la oamenii ăștia. La oamenii ăștia nu trebuie să le cerem butelii, asfalt, coșuri de gunoi, cu totul că li se cer și îi fac. Că nu-s de la primărie. Că nu-s de la primărie. Data trecută era cu coșuri de gunoi, la alegerile trecute. Acum oamenii ăștia trebuie să le atragem atenția să schimbe legea aia că nu-i bună. Dom'le, vreau un handicap permanent pentru asta. Schimbați legea. Trebuie să nu mai facem cereri. Schimbați legea. Trebuie redus numărul de parlamentari. Schimbați legea. Trebuie dați afară din Casa Poporului. Deci ce vă spun acum se întâmplă numai prin lege. Nu altfel, numai prin lege. Și astea sunt lucrurile care ar trebui să le ceară cetățenii reprezentanților lor. Dom'le, dacă te duci în Parlament, vreau să schimb legea cu învățământul, vreau să schimb legea cu agricultura. Legea aia e prost făcută, legea aia e strâmbă. Asta trebuie să le ceară cetățenii astăzi la cei care vor ajunge în Parlamentul României. Nu butelie de aragaz, nu asfalt, nu... Și mai văd pe unii că vin, dom'le, sunt și caragioși. Vin și spun, da, domnule, mă voi duce în Parlamentul României și am să pun coșuri de gunoi pe strada dumneavoastră. Dar ce dracu are Parlamentul României cu strada nu știu care? Domnule, eu nu spun că prin proiecte europene nu o să ajungă, dar asta e treaba primarului și a Consiliului Județean, în niciun caz a deputatului. De-aia vă spun că mă uit la ei și mint cu atâta seninătate. De chiar îți vine să-i crezi, domnule, și prostește lumea. Merg cu plăsucă, cu uleiul, cu zăhărelul, cu bănuțul și e în regulă ce se întâmplă. E absolut în regulă. De-aia cer imperativ cetățenilor României să se prezinte la vot, că e foarte important de data asta, pe uninominal, să-și aleagă, să-și aleagă reprezentanții, nu stăpânii. Domnul președinte, și să reamintim că e bine ca, ducându-se lumea la vot, să dea legitimitate absolut omului ales și să nu se ajungă la redistribuirile acolo în care iarăși se ajunge la scamatorii, nu? Întotdeauna se vor face șmecherii dacă lumea nu merge la vot. Cu cât merge mai puțină lume la vot, cu atâta rămân mai multe buletine de vot neștampilate, care nu pot fi șmecherite într-un fel sau altul. Și e păcat de copacii care se taie să se facă hârtia respectivă. Din respect pentru natură, din respect pentru copacul ăla, trebuie mers și votat. Și cu atât mai mult, domnilor, vă rugăm, eu vă rog aici că mă iubiți și îmi dați dovezi și pe trotuar, și la telefon, și în mijlocul românilor, mă iubiți. Domnule, nu este o dată de alegeri obișnuite, este o dată de alegeri din 2 puncte de vedere, cu totul ieșite din comun și cu importanță uriașă. Unu, că sunt vremuri grele și trebuie să avem niște oameni destoinici și buni români și deștepți și cinstiți. Și doi, că se schimbă sistemul de vot. E publicitate și revenim. Auziți, 3 minute mai trebuie să avem. Asta este decisiv ca în 10 zile, în duminica aceea, să mergeți la vot în data de 30. Domnul Prigoană, vă rog, spuneți în continuare gânduri ale dumneavoastră. Păi gândurile ale mele sunt gândurile partidului. De înnoire. Pentru agricultură vreau să fie motorina colorată și la preț redus pentru agricultori. Dar trebuie găsită modalitatea în care motorina, adică, să ajungă acolo. Adică colorată fiind, se evită altă culoare, sigur și că vânzarea da. La negru. Cadastru pe teren trebuie făcut pe banii statului, pentru că cetățeanul de la țară și așa e umilit, el cu pensia lui de agricultor nu are bani să-și facă cadastru. Și, domne, de multe ori costă milioane lungi. Nici după 20 de ani de la Revoluție încă nu s-a finalizat partea cu retrocedarea.
Nici astăzi nu-i finalizată. Sunt gârlă de proces. De procese și trebuie dat un termen foarte clar. Adică, domnule, aveți 2 ani de zile la dispoziție să finalizați toate cadastrele pe teritoriul României. Trăim într-o incertitudine crasă. Nu se mai poate tolera în continuare. Subvențiile trebuie să fie substanțiale și să ajungă exact la cine trebuie. Deci subvenția trebuie să ajungă la țăran și am propus acolo o sumă de 300 de euro și mi-a sărit toată lumea în cap. Bă, e mult. Adică Joana are să dea 25.000 de euro la cine se întoarce acasă și nu-l văd bine acum, să întorc toți. Și noi nu găsim un 300 de euro la hectar să dăm euro sau echivalentul un lei la fiecare cetățean. 11 milioane vechi. Dar nu-i mult, domne, și să găsesc. Țara asta e o țară bogată. Trebuie subvenționate semințele. Pentru că e o mare problemă. Culturile se fac cu semințe și dacă nu ai semințe de calitate, e o chimie la agricultura asta. Într-adevăr, noi ne-am obișnuit astăzi să cumpărăm terenul ieftin și mâine să-l vindem scump. Adică cu un euro să câștigăm 2 euro. Dar în agricultură merge mult mai încet povestea asta. Trebuie foarte multă răbdare și trebuie guvernanții noștri să înțeleagă la un moment dat că agricultura se face de până în paltul. Pregătește anul ăsta ca să ai cultura anul viitor. Anul ăsta în toamnă ai arat și ai însămânțat ca la anul în toamnă să culegi fructele. Odată pe an să culeg fructele de pe pomii fructiferi, odată pe an sunt recoltele la grâu, de 2 ori sunt cele cu grâu timpuriu și așa mai departe, floarea salului odată pe an. Și atunci trebuie avut grijă de oamenii care lucrează în agricultură pentru că ei nu scot culturi succesive în fiecare săptămână. Adică nu plantezi luni ceva și vineri deja e rezultatul cum ai în construcție. Ai pus cărămidă peste cărămidă și vineri poți să-ți iei salarul, că deja știi câți metri pătrați de faianță ai pus. Acolo nu știi. Și pentru că nu știi, trebuie statul să fie aproape de agricultor. Și statul a fost cam departe de agricultor, dar sper acum să se apropie din ce în ce mai tare, pentru că e singura șansă a statului român să prospere. Agricultura. Atât. Agricultura. Care poate crea o Românie cu piață de desfacere, absolut, domne. Mondială, europeană. Nu, greu o să ne concurăm cu nemții la strunguri și cu Nu avem nicio avioane, șansă. Cu francezii. Vede, noi nu mai avem nicio industrie. Singura șansă e agricultura, pentru că pământul încă n-am reușit, că dacă după mintea guvernanților PSD ăștia încărcau și pământul în bascule și îl duceau afară și îl vindeau. Au vândut tot. Trebuie dublată renta viageră pe hectar. Știți că se dădea o rentă viageră. Eu am spus să se dubleze renta viageră ca totuși proprietarii de terenuri să fie stimulați înspre a da terenurile la rendaș, să fie făcută agricultură pe terenuri întinse. Dacă faci pe fâșii mici, devine nerentabilă. Și trebuie să ai o suprafață mare. Când ai intrat cu 20 de tractoare dimineața, până seara să știi că ai terminat povestea pe toate hectarele alea care le ai acolo. Din bună conștiință să te înscrii. Absolut, ca să ai rentabilitate. Da. Că nu-i comunist să ți-l ia cu pușca la Absolut. Creier. Trebuie subvenționat apa pentru irigații neapărat. Apa a devenit atât de scumpă încât niciun agricultor nu-și mai permite să facă agricultură pe zone întinse cu irigații, pentru că a devenit foarte scump curentul, a devenit foarte scumpă energia, motorina, și ca apa să ajungă pe ogorul respectiv, ea n-ajunge singură. Trebuie împinsă cu pompe, trebuie subvenționat neapărat. Trebuie subvenționate și instalațiile pentru irigații, că dacă nu le subvenționezi, de unde dracu să scoată țăranul din nimic să meargă să-și cumpere utilaje? Asta trebuie toate subvenționate. În legătură cu creditele pe termen lung și foarte lung pentru agricultură. Nu poți să dai credit la un agricultor în aceleași condiții în care dai credite ipotecare. Că l-am spus, domnule, pentru că eu am o fermă de vaci și știu ce înseamnă agricultura. Eu știu ce înseamnă să faci lăptic pentru popor și să ți-l plătească la preț de nimica. Și chimicale, toate Coca-Cola a vândut la de 10 ori prețul laptelui, domnule. Produse toxice și chimice. Da, e să-ți dai pun. Dați o publicitate și pe urmă mai vorbim. Publicitate și revenim cu domnul președinte Prigoan. Floricică de prin ce bine o ducem noi. Când îl avem pe Prigoană, portăm pe de leu. Cu zonii
pe tot.